Chiar dacă 2023 a adus un buget mai mic pentru Consiliul Județean Olt, reprezentanții instituției spun că suma alocată investițiilor a rămas relativ aceeași. Este vorba de aproximativ 50 de milioane de lei care vor fi alocați lucrărilor pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, dar și pentru celelalte instituții din subordine. Încercăm să deschidem investiții noi, de asemenea pe Direcția Copilului avem atât investiții noi cât și investiții pe care le continuăm. Este vorba despre căminul de bătrâni de la Fălcoiu, care l-am început în urmă cu 2 ani de zile și îl continuăm, sperăm ca anul acesta să-l și terminăm. De asemenea, avem investiții noi, așa cum ați văzut din proiectele de aprobare a indicatorilor în ceea ce privește Spitalul Schitu Greci și Spitalul Județean. Pentru a putea face față procesului alert de dezvoltare, Marius Oprescu a anunțat că banii pentru investiții vor veni și din surse externe de finanțare. Avem pe PNRR 5 proiecte, astăzi am aprobat indicatorii pentru 4 dintre ele de reabilitare termică a clădirilor instituțiilor publice. Știți care sunt, pentru că am vorbit de ele de fiecare dată: căminul de bătrân, sediul Direcției Copilului, Centrul Militar Județean și pavilionul medical din Spitalul Județean. Pentru pavilionul materno-infantil, deja indicatorii au fost aprobați încă de anul trecut. Și în ceea ce privește drumurile județene, situația este asemănătoare. Aproape 200 de kilometri vor fi asfaltați atât din fondurile proprii ale Consiliului Județean Olt, cât și din fonduri europene prin programul operațional regional 2021-2027. Acolo sunt cam 110 kilometri care vom reuși până la finalul anului să-i dăm în folosință totală, deci vor fi reabilitați. De asemenea, pe Anghel Saligny sunt aproximativ 42 de kilometri de drum județean care vor fi reabilitați și în același timp, în luna mai-iunie, se va deschide programul operațional regional pentru infrastructură, unde avem în vedere la fel un drum de aproximativ 60 de kilometri, pentru care deja din exercițiul financiar european trecut am obținut bani pentru SF-ul lui și pentru proiectare. Toate aceste investiții au ca scop îmbunătățirea traiului de zi cu zi al locuitorilor județului Olt.